Politica agricolă comună este strâns legată de bugetul multianual al Uniunii Europene, iar ajustările ce vor fi aduse acesteia se dorește a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Cel puțin aceasta este speranța unui reprezentant al MADR-ului în Comisia Europeană. Mihail Dumitru, director general adjunct în Direcția Generală de Agricultură și Dezvoltare Rurală, confirmă că există discuții aprinse în societatea europeană, atât în domeniul agricol, cât și în societatea civilă, referitor la cum să arate această politică agricolă europeană. Consultările se vor încheia în câteva zile, iar în ultima parte a anului se va discuta, la nivelul Parlamentului European, totul fiind legat de bugetul multianual. Ajustările vizează elemente de simplificare. Acum se lucrează într-un cadru aproape imposibil, și avem obligația cerută de conducerea politică a Comisiei Europene să nu anticipăm în niciun fel ce buget va fi alocat. Știm, însă că, la ora actuală, 38% din bugetul comunitar este cheltuit. Fermierii, statele membre, societatea civilă doresc simplificarea elementelor cheie. Contribuabilul european devine din ce în ce mai pretențios și se uită la cei care cheltuie bani mulți. Comisia Juncker a spus că vrea să se concentreze atât pe proiectele mari, cât și pe măsurile care produc valoare adăugată. Există o reformă profundă în ceea ce privește politica agricolă comună. În a doua parte a anului 2019, mandatul Comisiei Juncker se termină, și, deci, timpul este destul de scurt. Cu alte cuvinte, problema timpului devine și mai importantă, iar din experiența primului ciclu s-a tras concluzia că ar mai fi nevoie de 3-4 ani ca să se definească elementele de bază ale politicii agricole comune. Dar, atenție! nu și de punere în aplicare. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au solicitat recent fermierilor români să completeze chestionarul Comisiei Europene privind viitorul politicii agricole comune. Termenul limită de completare s-a încheiat azi, după care datele urmează să fie procesate și trimise Bruselului.